Noi avem acum forțe democratice, forțe pro-europene și printre ele primul este partidul PAS, Partidul Acțiune și Solidaritate, care programează justiția adevărată, crearea unui stat de drept, dar cel mai mult m-a bucurat salvarea satelor. Salvarea satelor este singura soluție, singura cale de a salva neamul, de a salva adevărul și dreptatea. Pentru asta eu zic așa, partidul PAS este partidul Moldova tânără, care vine fără superstiții, fără nostalgie, să creeze un stat adevărat, că numai un stat de drept poate accede în Uniunea Europeană. Deci votați cu partidul PAS, cu Moldova tânără, care este viitorul nostru și este singura speranță a noastră de a deveni un stat. Asta este chemarea mea și asta este visul și dorința mea. Și vă rog și pe voi, oameni care încă nu v-ați domirit, să vă domiriți și să urmați Moldova tânără, Partidul PAS. Pe 11 iulie pornim Vremurile Bune. Pe 11 iulie votăm PAS.